Prâslea și invidioșii, poveste spaniolă. Cu ani și ani în urmă a fost un țăran care la moartea lui a lăsat celor trei feciori pe care îi avea câte o juncană. Cu limbă de moarte le poruncise: fiecare dintre voi să aibă grijă de juncana lui, să o ducă în fiecare zi la pășune, să crească și să vă dea de mâncare. Și cei trei frați făcură întocmai după cum îi povățuise tatăl lor pe patul de moarte. Și trăiră în bună pace vreme îndelungată, fiecare cu gospodăria lui. Dar, într-o zi, cel mic căzu bolnav la pat, așa că îi rugă pe ceilalți frați să ducă și juncana lui la pășune. Frații săi se învoiră, dar invidioși cum erau pe voiciuna și iuțeala de mintea lui Prâslea, nici nu dădură bine cotul casei și amândoi se gândiră la aceeași răutate: să arunce văcuța în fântâna părăsită și secătuită care se afla acolo în apropiere. Zis și făcut, văcuța lui Prâslea a ajuns pe fundul fântânii. Când Prâslea îi văzu seara că se întorc numai cu două văcuțe, pricepui imediat ceea ce se întâmplase, în ciuda faptului că frații îi spuseseră că a fost o întâmplare nenorocită cu văcuța sa și că alunecase în fântână. În câteva zile, Prâslea se îndrăveni și, neavând altceva mai bun de făcut, se duse de unul singur pe câmp. Și iată că deodată se apropie de el o pereche frumoasă de boi, nu se știe cum rătăciți pe acolo, și se ținură după el peste tot pe unde umblă el în ziua aceea, mergând pe urma lui până acasă. Când îl văzură, frații lui rămaseră încremeniți. "De unde ai boi?" îl întrebară ei. "M-am dus lângă fântâna unde s-a prăpădit văcuța mea, dată în dar de tata, și atât am plâns și m-am rugat, încât, pe când îmi ștergeam lacrimile de supărare, m-am pomenit cu perechea asta frumoasă de boi." La auzul celor povestite, cei doi frați lăsară să treacă noaptea și, de cum se crăpă de ziua, porniră amândoi cu văcuțele lor la fântâna părăsită și le dădură de-a berbeleacul în adânc pe amândouă. Apoi așteptară să se întâmple minunea și se jeluiră acolo în genunchi toată ziua. Se lăsă noaptea și de apărut nu apărut nimic, nicio vietate. Căzuți pe gânduri și amărâți, se întârșiră parcă și mai mult împotriva bietului Prâslea. Și a doua zi, pe când Prâslea era la pășune cu boii, frații dădură foc micii lui gospodării. Dar Prâslea nu deznădăjdui, ci umplând un sac cu tăciuni și altul cu cărbuni, plecă la târg. Acolo începu să strige cât îl ținea gura că are de vânzare doi saci cu argint. Când se apropie un negustor bogat, el îi spuse că îi vinde sacii, dar fiind vorba de argint vrăjit, nu are voie să-i desfacă decât după ce va ajunge acasă. Negustorul îi plăti suma cerută și plecă. A doua zi chiar, frații își dădură foc caselor și făcură întocmai cum făcuse Prâslea. Dar, din nenorocire, la târg se întâlniră față în față cu negustorul păcălit de Prâslea. Și când acesta a auzit de aceeași păcăleală, își chemă niște tovarăși și se porniră cu ciomegele pe ei, de se aleseră numai cu vânătăi și oase frânte. Și de rușine pentru răutatea și prostia lor, nici nu se mai întoarseră în satul în care se născuseră. Așa că, rămas singur, Prâslea cel isteț își putu duce liniștit zilele mai departe.